Nu știu de voi, prieteni, dar eu mi-am terminat treaba pe această planetă ostilă. Chiar nu știu ce mai e de făcut acum că am aflat măreția. Este vorba de ceva unic, pe care nu toată lumea îl poate cunoaște, pe care nu toată lumea îl poate afla. Este ceva ce îl găsești fix la poalele munților Carpați, scris pe o foaie de hârtie care a rămas prinsă într-o crăpătură din pământ și a rămas acolo timp de 5.000 de ani. Este vorba despre numele adevărat al lui Max Infinite și a pisicii Miau Miau. De curând, minunatul domn Geo Drifter a aflat care este numele adevărat al lui Max și a pisicii și a făcut un video despre asta. A pus și niște melodii pe fundalul videoului, doar că eu nu o să le pun pentru că acest copyright de pe YouTube este foarte vag și nu mă bazez pe un copilaș mic să-mi garanteze că nu mi se închide canalul din cauza lui. No, haideți să ne uităm. Da, din primele 5 fucking secunde ale acestui videoclip ne dăm seama că nu trebuie să luăm nimic în serios din ce o să zică puștiul ăsta acolo. Adică, pe bune, a făcut deja 2 greșeli gramaticale și nici nu i-a scris bine numele pisicii Miau Miau. Like, pe bune frate, nu înțeleg pe plozi ăștia mici. Uitați cum trebuia să-i scrie numele ei și cum i l-a scris. Jalnic. Și mie mi se mai întâmplă să vină anumite persoane, că nu pot să le spun abonați, și să-mi zică pro-laser sau pro-laser într-un cuvânt, în loc să-mi scrie numele cum trebuie. Superficialitatea e în floare în unii oameni. Aha, deci pe pisica Miau Miau o cheamă Laura. E bine de știut. Acum pot să mor fericit aruncându-mă pe geam de la etajul 8 pentru a avea timp să mai îmi și tai venele de la mână până ajung la sol. Wait, what? Ce pula mea coaie? Ești handicapat sau ceva de genul? Înseamnă că dacă eu mi-am pus al doilea nume Laser, numele meu de familie este Laser? Și să înțeleg că dacă scream pro-laser legat însemna că eu nu am nume de familie, nu? Că părinții mei nu au vrut să-mi dea unul, nu? Sau ce pula mea, frate? Mă doare capul cu copilul ăsta. Yes! Yes! Woo! Exact același lucru pe care l-am spus mai devreme. Bă, ce pula mea este cu videoul ăsta, coaie? Că deja mi-am luat cancer, că n-are logică, n-are pic de logică. Știam deja că îl cheamă Maximilian, că nu și-a pus numele Max că sună șmecher sau ceva de genul. Nici eu nu mă apuc acum să-mi pun numele Alex pe YouTube, iar pe mine să mă cheme George. Like, ce pula mea, frate? E strigător la cer. Și partea care m-a făcut și mai confuz e... Cum adică inf? Chiar nu-mi dau seama. Mă rog, cam asta e și cu videoul lui și cu videoul meu. Noi ne revedem data viitoare, nu uitați să dați fiecare dintre voi câte un like la acest video și dacă facem, nu știu, 50 de like-uri, postez video legat de Irafael.